Am să încep că oricum o să se meeting o să fie recorded, sper, și o să fie recording-ul pus pentru cei care nu au putut să intre. Deci ideea în principal era să încerc să termin slides-urile care le aveam. Înainte să fac asta, am vrut să fac un mic recap la ce am vorbit în prima sesiune. Și vreau doar așa să extrag câteva idei care mie îmi par destul de fundamentale și care îmi par că dacă le înțelegeți, vă poate ajuta destul de mult în continuare când dacă sunteți interesat în domeniul ăsta de machine learning și ai câteva idei fundamentale care te ajută să înțelegi cum funcționează metodele care le avem și care sunt ideile principale. Deci, ca recap, una dintre lucrurile importante care am vrut să le zic e că metoda principală de învățare care o folosim e un algoritm iterativ, fie că e gradient descent, stochastic gradient descent, Adam sau mai știu eu ce. Aproape orice algoritm care folosim noi e iterativ și se bazează pe linearizarea funcției. Deci dacă ai o funcție, deci care tu încerci să o optimizezi, aici este funcția care noi încercăm să învățăm, ce face? Calculeze o aproximare lineară a funcției și după care încerci să aproximezi funcția asta lineară care ai construit-o. Și numai că, pentru că funcția lineară nu e funcția care te interesează pe tine, încerci să o optimizezi doar local. So, deci ce încerci tu să spui, ok, într-o regiune, în jurul punctului în care sunt, am linearizarea asta a funcției, un pas care să fie în regiunea asta, care să minimizeze funcția lineară. Și asta e ceva care matematic putem să facem, pentru că dacă ai o funcție non-liniară arbitrară, o funcție care îți dă cineva, nu e clar cum poți să găsești minimum. În timp ce dacă ai o funcție liniară, știm cum să găsim minimum și deci ce facem noi e procesul ăsta iterativ în care de fiecare dată aproximăm funcția pe care nu știm să o minimizăm cu una pe care știm să o minimizăm, care e doar o funcție liniară. Numai că ne restrângem domeniul la un neighborhood în jurul punctului în care ești. Deci cam asta este ideea aproape la toate algoritmele de optimizare. Și da, diferențele sunt în cum construiești regiunea, cum aproximezi funcția și așa mai departe. Ok, slide-ul următor. Cealaltă idee care cred că e destul de folositoare, cel puțin pe viitor, e să înțelegeți și să vă gândiți că orice funcție poate fi aproximată și se poate construi o versiune lineară, o aproximație lineară a orice funcție folosind Taylor expansions, care practic tot ce spune e că orice funcție la care e o funcție de valoare x poate fi aproximată în jurul punctului x printr-o parte lineară care practic e epsilon sau delta care îl adaugi tu la x înmulțit cu gradientul lui x, deci asta este prima derivativă. Și eventual poți să consideri și un secondary term, care dacă Taylor expansion, dacă continui să expansiunea asta a funcției, după care trebuie să adaugi secondary term, termenul de gradul 2, care conține Hessiana, a doua derivativă. Și de multe ori, cam tot ce facem noi în ML e să facem aproximări Taylor la diferite lucruri și după care ne uităm să vedem cum se comportă termenii ăștia care apar și mă rog, gradientul ne spune ceva despre cum circulă semnalul în sistem, Hessiana ne spune ceva despre cum arată funcția asta, cât de smooth e, cât de arbitrară e. Și în general, deci conceptul de gradient și de Hessiana sunt destul de importante și folositoare. Și puteți să vă uitați la prezentarea anterioară unde am vorbit mai mult despre cantitățile astea două și cu la ce te ajută. De exemplu, poți să faci ca modelul să aibă mai puțin adversarial example, dacă forțezi ca suprafața să fie mai smooth, mai lină, nu știu care ar fi termenul în română. Cred că partea a treia, deci avem, care vreau să spun, e că okay, sunt cantitățile astea care sunt importante, gradientul și Hessiana. Cum le calculăm? Le calculăm prin chain rule. Prin backprop, dar backprop e decât o aplicație la chain rule, deci e formula de calculare a derivatei. Și de ce e important? Pentru că acum poți să te uiți la fiecare componentă a modelului și să vezi ce rol îl joacă în calcularea derivatei. Deci aici, de exemplu,
vedem că derivata a un simplu MLP e produsă de Jacobian și după care putem să ne uităm un Jacobian în produsul ăsta, deci în calculat derivată, o să fie, de exemplu, Jacobianul sau, mă rog, derivata prin funcția de activare a neuronului. Și de acolo poți să spui deja, dar oricum, cum te aștept să se comporte gradienții în funcție de cum arată derivata la funcția de activare. Și dacă ai anumite funcții de activare, o să vezi că gradienții nu o se comporte foarte bine. Fie o să meargă foarte, o să ajungă să fie foarte aproape de zero, foarte repede, pentru că derivata la funcția de activare practic scalează sau dar scalează jos orice cantitate, pentru că sunt valori foarte mici. Și în cazul ăsta, ok, dacă ai mai mulți layer, o să observi că de fiecare dată când adaugi un layer, gradientul tău o să se apropie din ce în ce mai mult de zero. Și atunci învățarea o să aibă probleme, mai ales dacă chiar ajunge la zero, atunci practic nu mai poți să înveți. Și, mă rog, în general, gradientul, hesiana sunt cantități importante, dar în același timp e important să și te gândești la ok, cum arată cantitățile astea, din ce, cum sunt compuse, și poți să te gândești la fiecare componentă a modelului, ce fel circulă gradientul prin componenta respectivă și lucruri de genul ăsta. Și asta ar fi metode tipice, deci the signal propagation kind of analysis, e o metodă tipică ca să înțelegi, să faci debugging la un model, când nu mai învață, de ce nu învață, când încerci să interpretezi modelul și să spui ok, de ce a luat decizia care a luat-o, te uiți la gradient ca să vezi ok, pe ce parte a inputului se uită sau ce rol a jucat componenta asta față de componenta cealaltă. De exemplu, dacă ai un multimodal system în care ai text și imagini, se bazează pe imagini când ia decizia care o ia sau se folosește doar de text, poți să te uiți pur și simplu la gradient și să spui că ok, de exemplu, gradientul pe imagine e zero, deci răspunsul care îl dă e bazat doar pe text și nu se folosește de imagine cum trebuie. Sau când se folosește de imagine, se uită la background în loc să se uită la obiect și așa mai departe. Deci optimizarea în general e procesul ăsta iterativ. O întrebare foarte importantă în domeniu e cum facem procesul ăsta să fie mai rapid, ca să poți să ajungi la soluții mai bune. Și de multe ori asta... Există și alte moduri de a explica anumite algoritmi de optimizare, dar de multe ori poți să te gândești la curvature, poți să te gândești la the second order derivative, care îți spune cât de cum arată suprafața de loss, și să spune cât de mare poți să faci pasul. Știi, când ai făcut aproximarea asta, ok, cât de ok o să fie aproximarea asta, cât de departe poți să merg de punctul de unde sunt și aproximarea încă să fie corectă. Și toată întrebarea și o întrebare importantă e ok, dacă vrei să folosești informația asta de curvature, cum poți să o calculezi eficient sau cum poți să o aproximezi eficient? Și cred că lucrurile care sunt folosite mereu, aproape mereu, sau lucrurile care merg foarte bine, e să folosești momentum. Și puteți vă uitați la prezentarea precedentă, mi se pare că video trebuie să fie undeva. La cum funcționează momentum, dar momentum e o metodă foarte simplă. Practic faci un fel de moving average al gradienților care le ai și poți să îți dai seama, dacă te gândești un pic la ce face lucrul ăsta, poți să îți dai seama că de fapt ce face că e în considerare curvature-ul la suprafață. Și un alt lucru care poți să-l faci, ce face Adam, în afară să adaugi un termen momentum la procesul tău de învățare, ce poți să faci că fiecare pas care îl faci, poți să-l împarți la standard deviation a gradienților. Deci, practic, cantitatea asta e cantitatea care vorbesc, care sunt gradienții pătrați, și tot ce o să faci, o să folosești square root de STIP. Epsilonul ăsta de aici e, de fapt, destul de important în mod surprinzător. Poate să joace un rol destul de important, cel puțin în reinforcement learning se pare că joacă un rol destul de important, dar momentan pentru voi nu vă interesează reinforcement learning. Dar în general epsilonul ăsta aici e doar ca să te asiguri că nu împarți prin zero, pentru că ST poate să devină zero și atunci vrei să te asiguri că măcar nu împarți prin zero și adaugi un epsilon care tinde să fie destul de mic. Și ST practic e un square root la the average squared gradient, un fel de standard deviation care spune cât de mult variază direcția gradientului. Deci în fel ca și momentul spune că dacă toți gradienții sunt coliniari și merg în aceeași direcție și au cam aceeași mărime, atunci înseamnă că poți să faci un pas destul de mare. Dacă gradienții se modifică foarte mult de la un pas la altul,
înseamnă că trebuie să mergi mai încet, pentru că înseamnă că suprafața se poate schimba foarte rapid. Și cam asta este ideea la Adam. Și cred că ce am mai vorbit în prezentarea precedentă e că când te gândești la curvature, sunt două metode. Una e pur și simplu încerci să estimezi curvature-ul și să corectezi pasul care îl faci în funcție de curvature. De exemplu, cum am explicat la Momentum și la Adam. Cealaltă opțiune e să încerci să reparametrizezi modelul tău, să schimbi modelul tău în așa fel încât în mod natural the curvature să fie mult mai ok. De exemplu, Hessiana să fie identity matrix. Și bine, există multe metode de genul ăsta de reparametrizare, unele sunt destul de complicate, dar într-un fel sau altul puteți să vă gândiți la layere de normalizare ca batch norm sau layer norm, că fac exact cam același lucru. Deci ce fac layerele astea de normalizare? Fac gradienții să se comporte mai bine, să fie mai uniform și să fie într-un range care trebuie și să nu varieze foarte mult. În principal, nu asta e cum neapărat sunt leele de normalizare motivate, dacă vă uitați la paper-ul de leele de normalizare. În schimb, e un side effect care l-au. Deci dacă încerci să calculezi gradienții, dacă apuci înapoi să faci chain rule-ul, o să vezi că când faci chain rule-ul, că când treci prin leele astea de normalizare, practic fac gradienții să se comporte mai bine. Pe lângă că fac gradienții să se comporte mai bine, leele de normalizare fac și activările când faci forward-ul, când, pe exemplu, faci forward-ul model, ca lucrurile se comporte mai bine. Deci ca să nu ai activări într-un layer care să explodeze sau mai știu eu ce, sau care se ducă la zero, pentru că le renormalizezi și le faci ca mereu valorile de diferiți neuroni să fie într-un range care are sens. Ok, în lista de recapitulare de la ce am făcut anul trecut, un alt punct care am vrut să îl fac e că există o diferență foarte mare între optimizare sau minimizarea unei funcții și ideea de generalizare, care este de fapt ce vrem noi. Deci problema e că tu ai un dataset pe care calculezi loss-ul ăsta care vrei să-l minimizezi, numai că nu te interesează de cât de bine se comportă funcția pe data point-urile care le ai în training set, pe tine te interesează cât de bine se comportă funcția pe exemple care nu le-ai mai văzut niciodată. Și aici este unde conceptul de generalizare joacă un rol. Deci, practic, pe noi ne interesează cum o să extrapoleze funcția noastră la alte exemple care nu le-am văzut niciodată. În machine learning, de obicei, există ideea asta de a controla capacitatea modelului pentru a ajunge să generalizezi și asta se face fie prin a controla familia de modele care o folosești. Sunt unele care sunt mai flexibile, unele care sunt mai puțin flexibile și tu încerci să alegi familia ok a modelului. Asta ar fi un mod de a controla capacitatea. Un alt mod de a controla e practic numărul de pași care faci în optimizare. Se comportă ca controlează ce funcții poți să obții prin învățare. Și are același efect ca și cum ai restringe. Deci în loc să zici că scazi numărul de parametri a modelului, poți reduci numărul de pași de optimizare care faci. Și oarecum e același efect nu e exact același efect, dar are un efect similar de a regulariza sistemul. Poți să adaugi regularization term, de exemplu L2, L1, mai știu eu ce. Asta e din nou o metodă standard de a controla cât de mult poate sistemul ăsta să facă overfitting. Și din nou, ideea aici e că poți mereu să te gândești la datele tale de antrenare ca datele de antrenare plus noise. Și ideea e că dacă ai un model foarte flexibil, foarte expresiv, atunci modelul ăsta o să încerce să învețe orice mică modificare, practic o să învețe noise-ul care l-ai adăugat tu, care există în the training data. Și tu prin regularizare vrei să faci modelul să aibă capacitate suficient de mică încât să nu poată să captureze noise-ul ăsta. Deci noise-ul ăsta o să aibă o frecvență foarte mare, o să fie foarte arbitrar și dacă tu restricționezi capacitatea modelului, atunci tu nu o să poți să aproximezi și noise-ul și o să aproximezi decât funcția importantă, funcția care te interesează, funcția generatoare care vrei să estimezi. Deci am vorbit despre regularizare, am zis că deci în prezentarea precedentă am văzut că numărul de pași poate să regularizeze familia de funcții sau mărimea modelului poate să regularizeze. Am văzut că, și asta era o observație mai nouă care poate e un pic counterintuitive, dar cu cât faci modelul mai mare, mărimea modelului
se comportă ca un, ca un termen de regularizare și te ajută din nou să nu faci overfitting. Deci, maybe comparativ cu cum credea lumea acum, nu știu, 10 ani, 20 de ani, ideea atunci era că dacă cu cât faci modelul mai mare, pentru că e universal approximator, cu atunci o să faci mai mult overfitting. Și dacă modelul e mult prea mare, atunci o să faci overfitting. Ce se întâmplă în practică, observăm că există efectul ăsta. Cu cât faci, odată ce ai făcut modelul suficient de mare, când începi să-l faci și mai mare, mărimea modelului se comportă ca un fel de regularizator. Deci regularizează modelul să găsească doar anumite soluții. Și o altă idee în spațiul ăsta, care e destul de populară și destul de efectivă, e ideea asta de a te gândi la sharp minima versus flat minima. Intuitiv, dacă chiar vrei să ai un fel de intuiție la ce se întâmplă, e poți să te gândești mereu la the test set să fie ca un fel de training set perturbat, cu un pic de noise. Și atunci poți să te gândești dacă, ok, pentru că există oarecare relație între parametri și, și data, poți să te gândești că să adaugi noise în data ar fi echivalent să adaugi un pic de noise în parametri. Și atunci ce vrei să spui e că, ok, orice soluție am găsit, dacă adaug un pic de noise, atunci losul să fie cam același lucru. Deci de asta vrei să fie foarte flat. Și mă rog, și atunci tu poți să încerci să obții soluții de genul ăsta, pentru că tu poți oricând să estimezi flatness by estimând hessiana și poți să faci lucruri ca să și ca să intrăm mai mult în slide-urile noi, de unde mă oprisem. Ce vreau să spun, de exemplu, asta e un mod de a înțelege care e diferența între HGD și GD. Deci GD e atunci când calculezi gradientul pentru tot training set-ul. SGD e ce facem noi în practică, când luăm mini-batch-uri, sau bine, mă rog, ăsta ar fi mini-batch SGD, SGD ar fi când ei pui în fiecare exemplu separat. La mini-batch SGD, tu calculezi gradientul doar pe un subset de puncte și spui că ăsta estimează gradientul pe întreg training set-ul, știi? Pentru că nu îți permiți să calculezi pe întreg training set-ul și înainte... de ce tot îmi dispare cursorul? Ok? Ok? Ok. Deci înainte, cam așa se desenează de obicei relația dintre cele două algoritme. Deci GD practic merge direct spre soluție pentru că are toată informația. SGD-ul poți să gândești ca un gradient descent plus noise. Deci încearcă tot timpul să meargă spre soluție, dar în același timp există ceva noise și merge zigzag spre soluție. În practică o să observați că SGD-ul funcționează mult mai bine decât GD și motivul e că noise-ul ăsta nu te lasă să faci să ajungi să te oprești într-un sharp minima, pentru că noise-ul ăsta o să te facă să sar din minima respectivă. Deci dacă ne întoarcem la slide-ul precedent, dacă ai noise, tu nu poți să faci să convergi aici, pentru că noise-ul o să te facă să sar peste peretele ăsta și după care să vezi că mai e o direcție de coborâre și nu poți decât să te oprești într-un flat minima, deci asta e o fel de intuiție și există paper-uri, asta am dat niște exemple de niște paper-uri mai recente care de fapt te ajută să scrii care este, deci asta e un fel de metodă de regularizare, care este termenul de regularizare care iese din faptul că folosești HGD. Deci dacă folosești GD, termenul de regularizare arată așa, dacă folosești mini-batch HGD, termenul de regularizare arată ca cel de jos. Și nu cred că contează termenii atât de multe, doar ce vreau eu să spun aici este că, de fapt, aproape orice parte din pipeline-ul tău se comportă ca un fel de regularizează problema într-un anumit fel, care înseamnă că, în același timp, îți introduce un fel de bias. Te forțează să convergi sau să ajungi la anumite tipuri de soluții. Care mi se pare că e un lucru destul de subtil, dar destul de important, că practic nu e nicio decizie care o iei, orice decizie care o iei o să aibă un impact. Dacă alegi să folosești ADA în față de GD, față de așa, nu e neapărat doar viteza cu care ți-a să ajungi la o soluție, dar poate chiar să schimbe la ce soluție ajungi. Poate nu observi asta în loss, pentru că toate au cam același tip de loss, dar nu o să poți ajungi la aceeași soluție la care ajungeai dacă foloseai ADAM sau HGD. Și de multe ori poate chiar să introducă un bias adevărat. Poți să ajungi la un fel de soluție care se comportă oarecum diferit decât soluția cealaltă. Care cred că e ceva care nu e neapărat perfect înțeles în comunitate. E un fel de direcție de research pe care mai multă lume se uită. Acum vreau să intru într-o altă direcție.
pentru că mi se pare că e posibil să fie folositoare. Vreau să mai să explic un pic cum funcționează gradient descent din nou, dintr-o altă perspectivă și care ar fi implicațiile la cum funcționează. Deci, practic, când faci gradient descent, când calculezi gradientul pe un exemplu, după cum am zis, derivativa sau gradientul obții din limita asta. Deci, ce spune limita asta e că, practic, pentru fiecare parametru care îl ai, tu pui o simplă, pui întrebarea asta sistemului. Spui, dacă adaug epsilon pe parametru ăsta, ce o să se întâmple cu loss-ul meu sau cu funcția mea? O să crească sau o să scadă? Și pui întrebarea asta separată pentru fiecare parametru, pentru că când te uiți la calculele care le faci ca să calculezi derivatele, te uiți practic independent la fiecare parametru. Toate chestiile astea sunt calculate în paralel. Nu te uiți la ok, care e relația dintre parametru i cu parametru j și după care cum arată derivatele. Deci te uiți la fiecare parametru în parte și spui ok, dacă modific doar parametrul ăsta un pic, ce se întâmplă cu losul meu? Și asta aici îți dă gradientul. Gradientul, practic, colectezi răspunsul la întrebarea asta pentru fiecare parametru și faci același lucru peste exemple. Deci dacă mă uit la un singur parametru și mă uit peste diferitele exemple din mini-batch-ul meu, practic pentru fiecare exemplu întreb, ok, pentru exemplul ăsta, dacă cresc parametru, o să fie losul mai bine sau mai rău? Și la fel pentru toate cealaltă exemple și la fiecare se primește un răspuns, da sau nu, sau mă rog, răspunsul o să fie numeric și o să fie cât de mult o să crească sau cât de mult o să scadă. Și poți să te gândești la lucrul ăsta ca un fel de persoane care votează și practic tu când faci average peste toate exemplele din mini-batch-ul tău, tu practic pui toate voturile astea împreună. Și mie îmi place să descriu fenomenul ăsta ca un fel de tug of war dynamics. Deci practic ai fiecare exemplu, e câte o persoană care ține de sfoară și trage de ea. Și de ce e asta important? E important atunci când te gândești că încerci să înveți mai multe task-uri simultan, cum e în cazul ăsta. De exemplu, dacă aș avea două task-uri, ce se întâmplă dacă în mini-batch-ul meu pun exemple din task-ul 1 și din task-ul 2? Atunci fiecare exemplu din task-ul 1 o să te împingă în direcția asta, exemplu din task-ul 2 o să te împingă în direcția asta și tu ce o să ajungi să faci să oarecum să mergi pe drumul ăsta dintre ele și să găsești o soluție care e ok pentru ambele. În schimb, în momentul în care dispare datele dintr-un task, deci să spunem că tu vrei să înveți lucrul ăsta și la un moment dat aici decizi că nu mai ai acces la date din task-ul 1 și continui doar pe date de task-ul 2, atunci tu pur și simplu mergi în direcția asta total și uiți tot ce știai despre task-ul 1. Ok, deci acum să încerc să explic ideea asta într-un mod diferit, dar e cam același lucru. Deci aici e un fel de thought experiment. De exemplu, gândește-te că trebuie să înveți să joci StarCraft, fie cu Borg sau cu Zerg. Și acum, deci ideea principală, și aici intră de tug of war, e când înveți task-urile astea două, există interferență între ele. Deci gradientul de la task-ul să înveți pentru Zerg îți spune că trebuie să mergi la dreapta, gradientul de la să înveți să joci cu Protoss îți spune că trebuie să mergi la stânga. Și atunci apare this tug of war game și cred că un fenomen care e destul de interesant, dar mă rog, probabil un pic prea neimportant pentru voi, dar ideea, un lucru care e interesant e că, unu, dacă pur și simplu spui, ok, învăț mai întâi să joc cu Zerg și după ce am învățat să joc cu Zerg, o să încep să joc cu Protoss, atunci ce o să vezi e că tu mai întâi parametrii tăi merg până la soluția de a juca cu Zerg și parcă încep să înveți cu Protoss, pleacă de acolo și se duc tocmai în colțul celălalt, unde era soluția să înveți cu Protoss și uiți cum să joci cu Zerg. Deci nu poți să înveți task-urile astea secvențial. Dacă încerci să le înveți unul după altul, de fiecare dată când înveți ceva nou, uiți tot ce știai despre task-ul precedent. Și asta e pentru că nu mai există this tug of war dynamics. Practic, când pui task-urile în secvență unul după altul, e ca și cum practic nu dispare unul din persoanele respective. Iar mi-am dispărut cursorul. E ca și cum, ok, după ce ai învățat task-ul 1, tu faci ca persoana să se dispare și evident atunci this tug of war game nu mai merge. Asta e un lucru. Al doilea lucru care îl explicăm în paper-ul ăsta cu Tom Scholl, care nu o să intru foarte mult în detalii, e că un alt lucru interesant se întâmplă. Deci tu poți să spui, ok, atunci dacă nu poți să le învăț una după alta task-urile, o să le pun pe toate împreună, o să încerc să le învăț împreună
Și când înveți împreună, poți să te uiți, ok, care e performanța mea pe task-ul 1 și care e performanța mea pe task-ul 2, când înveți împreună. Și ce o să observ e că pentru că există interferență și pentru că task-urile astea se bat între ele, că de fapt tu nu înveți task-urile simultan. Ce o să întâmple e că tu o să mai întâi să înveți task-ul 1 și după care o să înveți task-ul 2. Numai că e important când înveți task-ul 1 și când înveți task-ul 2 să ai data din task-ul celălalt, în așa fel încât ca la sfârșit să știi să le rezolvi pe ambele. Dacă scoți data din task-ul celălalt, atunci te face ca complet să uiți task-ul care abia l-ai învățat. În schimb, partea frustrantă în tot procesul ăsta e că tu nu le înveți simultan. Oarecum tu tot le înveți secvențial, una după alta, doar că mereu ai nevoie să ai acces la date din toate task-urile, în așa fel încât să le poți învăța pe toate. Lucrurile sunt un pic mai subtil, câteodată poți să înveți lucruri simultan, câteodată nu le înveți simultan, dar în paper-ul ăsta noi explicăm un pic situații în care situația specifică e atunci când ai interferență, atât timp cât există interferență între procesele de învățare la task-uri diferite, atunci tu de obicei nu ajungi să le înveți simultan, deși ai nevoie de date să fie prezente în același timp. Și în principiu, asta e o direcție de cercetare destul de activă momentan, care se numește Continual Learning. Apare, de fapt, e un pic complicat pentru că apare sub multe termeni. E Continual Learning, e Lifelong Learning, e, mă rog, Continuum Learning, e Never Ending Learning și așa mai departe. Dar, mă rog, ideea asta în principal de, ok, dacă aș vrea sau dacă ar trebui să învăț lucrurile una după alta, cum să le fac ca să meargă cel mai bine? Și acum poate ideea asta pare un pic abstractă și un pic diferită de ce faceți voi, dar ca să explic de ce posibil să fie relevantă, că, de exemplu, dacă ai o problemă în care trebuie să faci transfer learning, în care ai învățat A și pe care trebuie să înveți B, transfer learning e o problemă de continual learning. Mă rog, depinde de ce, care e scopul tău, dar sunt oarecum, există o relație între ele, pentru că, cum conceptual, practic, continual learning ia în considerare mai multe lucruri decât în transfer learning. În transfer learning te interesează decât, ok, vreau să maximizez performanța pe task-ul 2 folosind ce am învățat pe task-ul 1. În schimb, metodele de care le folosești și la modul de a te gândi la problemă sunt oarecum similare. Asta ar fi un exemplu. Un alt exemplu, de exemplu, e când înveți sistemele astea de language modeling, de obicei o fază de pre-training, după care o fază de fine-tuning, de obicei există mai multe faze, există area de CEF, există și așa mai departe. Deci, practic, dacă te uiți la ce se întâmplă cu modelul ăsta, tu înveți secvențial mai multe task-uri una după alta și, bineînțeles, dintre task-urile astea pot să existe interferențe și atunci se pot întâmpla tot felul de lucruri ciudate și e important să te gândești, să înțelegi ce lucruri se pot întâmpla și să ai strategii cu care poți să rezolvi problemele astea care apar. Da, deci cam asta vrea să ca să ai intuiția mea care vreau să spun cu continual learning. Acum, continual learning practic descrie mai multe situații ce se pot întâmpla și cam asta vor să arate slide-urile astea. Deci o situație care o explicam eu înainte, mi-a mai dispărut. Deci punctul A, situația care explicam eu înainte, ce se întâmplă e tu înveți task-ul 1 și bineînțeles pentru ce antre n-ai văzut niciun fel de data și problema e că atunci când începi să înveți task-ul 2, începi să uiți task-ul 1 și când ai învățat task-ul 3, practic pentru task-ul 1 ai început să ai o performanță foarte proastă. Asta de obicei se numește catastrophic forgetting și e un fenomen care poate îți pasă de el, poate nu îți pasă. De exemplu, în transfer learning scenario, ție nu îți pasă când înveți task-ul 2 dacă mai știi care era task-ul 1. Task-ul 1 era decât acolo să te ajute să înveți task-ul 2 mai repede. În schimb, câteodată poate să îți pese că tu vrei să menții măcar o parte din performanța care o aveai pe task-ul 1 odată ce înveți task-ul 2. Deci tu practic te-ai vrea să faci, de fapt, să înveți un fel de task-ul 1 plus task-ul 2, numai că trebuie să le faci secvențial. Deci asta ar fi un lucru. B-ul e o altă problemă destul de interesantă, care poate să apară, și anume când înveți task-ul 1, după asta dacă încerci să înveți task-ul 2, nu mai poți să-l înveți. Practic, de obicei se numește loss of plasticity, deci modelul tău nu mai e plastic. Ce se întâmplă e că când încerci să mai înveți ceva nou, nu mai poți să-l înveți. Și există mai multe motive pentru care se poate întâmpla lucrul ăsta în practică. Să vorbesc un pic mai încolo despre ele, dar sunt lucruri de genul, sunt legate de procesul de optimizare. Practic, poți să ajungi într-un fel de situație în care procesul de optimizare nu mai funcționează foarte bine. Fie pentru că hesiana are valori foarte mari, fie pentru că ai
activation functions ca relu, care au regiunea sa de zero și mai multe unități sunt în regiunea sa de zero și atunci practic nu mai ai gradient. Deci, oricum, ideea e că problemele astea de plasticity, când după ce ai învățat ceva nu mai poți să înveți ceva nou, mereu au ceva de a face cu cum se propagează gradientul sau cum se propagează semnalul prin model. Și de asta am insistat atât de mult pe conceptual pe cantitățile astea și pe cum pot fi ele calculate și să vezi ce se întâmplă. Și deși ea ți-arată cam tu ce ai vrea să obții dintr-un sistem care face continual learning, de îți spune că ok, dacă am învățat task-ul 1, ce mă aștept e când învăț task-ul 2, nu numai să mențin task-ul 1 la performanța care o aveam, dar să învăț task-ul 2 și mai bine și mai repede. Și asta e forward transfer și e practic ce te interesează în transfer learning. E că atunci când înveți task-ul 2, tu practic să folosești ce ai învățat în task-ul 1. Și eu îți spune că ok, ce ar fi și mai interesant e dacă ai backwards transfer, care înseamnă că atunci când învăți task-ul 2, de fapt devii mai bun și pe task-ul 1, pentru că task-urile astea sunt similare și dacă învăți ceva nou în task-ul 2, poți să-l aplici în task-ul 1 fără să am neapărat nevoie de date din task-ul 1. Și asta ar fi mai degrabă o listă de proprietăți care noi le-am vrea de la un sistem care învață continuu din un task unul după altul. Continuă la linie un pic mai complicat, dar vreau așa ca să dau o idee despre ce e vorba în topicul ăsta. Și vreau să mai spun un alt punct care probabil o să vă afecteze și pe voi sau nu. E ideea că ok, astea sunt niște probleme, de obicei, deci problema asta de continuă learning, de obicei văzută ca o problemă, măcar de o mare parte de lume, e văzută ca o problemă de learnability, deci o problemă a procesului de învățare. Dar arhitectura care o folosești e destul de importantă. Aici e un studiu în care noi arătăm că dacă cu cât faci modelul mai mare, cu atât unele din problemele astea dispar. Deci cred că ce vreau și cred că slide-ul următor e cam exact aceeași treabă, deci o să sar direct la el. Aici spune, deci primul slide era despre mărimea modelului, slide-ul ăsta este despre dacă consideri arhitecturi diferite, de exemplu ResNet versus VGG versus mai știu eu ce. Și ideea aici e că când ne gândești la asta, cred că ideea principală este că arhitectura care o folosești și deciziile care le iei la arhitectura care le folosești e aproape la fel de importantă ca algoritmul de învățare care îl folosești sau cum te joci cu algoritmul de învățare. Și de multe ori orice problemă ai, poți să o rezolvi fie prin a modifica arhitectura, ca să nu întotdeauna, dar de multe ori e fie prin a modifica arhitectura, fie prin a modifica algoritmul de învățare. Deci ai practic, există unul-to-unul mapping de multe ori între astea două lucruri. Și de multe ori cred că ce contează e unde e mai ușor să modifici ca să poți obții comportamentul care îl vrei. E mai ușor să modifici algoritmul de învățare ca să obții ce vrei tu sau e mai ușor să modifici arhitectura. Cred că în practică de multe ori e mai ușor să modifici arhitectura. Dar acum, da, nu știu de la ce o să aveți voi acces și ce o să puteți să faceți. De modificat arhitectura e potențial mai greu atunci când ai arhitecturi mari care sunt deja învățate și dacă tu nu îți permiți să le reantrenezi pe datele care erau, atunci e mai greu să zici că ok, am să modific arhitectura asta într-un mod fundamental ca să aibă proprietatea X și Y. Deci în anumite situații probabil e mai ușor să te joci cu algoritmul de învățare ca să păstrezi anumite proprietăți. Acum, ok, ce poți să faci ca să îmbunătățești un sistem care trebuie să învețe secvențial un task după altul? Nu o să intru, sunt multe detalii tehnice, sunt multe diferite probleme care ți le poți pune și metode de a rezolva, dar vreau să explic practic cea mai simplă strategie, care de multe ori strategia care funcționează cea mai repede și care e probabil care e ceva care sigur o să aveți acces cu care vă puteți juca. Și anume este ideea de replay. Deci ideea e că, ok, când învăț, deci am învățat task-ul A, acum vreau să învăț task-ul B, numai că vreau să îmi aduc, nu vreau să uit anumite lucruri din task-ul A. E ceva folositor acolo și vreau să-l păstrez. Sau nu vreau să uit task-ul A deloc. Și atunci tot ce faci replay, care practic tot ce spune e că, ok, când învăț task-ul 2, în fiecare mini-batch adaug și câteva exemple din task-ul A. Cam asta e toată ideea. Deci tu, e super minimal modification la pipeline-ul tău. E doar când îți construiești mini-batch-urile care le trimiți la optimizator, e inclus și exemple din task-ul precedent sau din task-urile precedente. Și acum, bineînțeles, cum
ce exemple introduci, câte exemple introduci și așa mai departe, contează destul de mult. În general, nu ai nevoie de super mult replay ca să menții performanța pe task-ul 1. Deci nu trebuie să faci ceva de genul 50% din task-ul 2, 50% din task-ul 1. E de ajuns să fie doar câteva exemple. În schimb, e un spațiu în care poți să te joci destul de mult. Like, ok, dacă e un fel de bias, de exemplu, vrei să ții minte doar anumite parte din task-ul 1, atunci trebuie să se employești date care să se uită doar la partea aia care te, anumite clase care te interesează și mai departe. Există strategii de replay, de exemplu, de obicei mult mai bine to replay the high quality data. Deci dacă știi că există noise in your data și știi că niște exemple ai încredere mai multă în ele că nu sunt mislabeled, atunci vrei să faci, să te uiți în principiu la ele când faci replay. Și când faci replay la backbone, de exemplu, dacă ai un nu știu, un LLM care pe tine nu o să-l folosești LLM-ul așa cum e, tu să faci un fel de downstream task după, în care antrenezi un model micuț care să lucreze pe reprezentarea de la LLM, atunci replay-ul ăsta poate să te ajute și în termen de forward transfer. Când practic tu ai un model și te interesează exact rezultatul la modelul respectiv, replay-ul e foarte folositor mai degrabă să te facă să nu uiți lucruri din trecut. E un pic mai complicat ca să obții forward transfer. Ok? Da, deci după cum am zis, dacă aveți întrebări, puteți să mă întrebeți oricând. Deci replay-ul poate să fie folosit și pentru forward transfer? Că de ce l-am folosit? Deci replay-ul, în principal, replay-ul e folosit destul de mult ca să nu ai forgetting, deci ca să nu uiți. Și care e destul de important, de exemplu, când am făcut pre-training, poți să gândești, să luăm un exemplu de la LLM. De exemplu, la LLM se folosește de multe ori, cred că în multe situații lumea folosește replay. Motivul e, am dataset-ul meu de, nu știu, 9 trilioane de token, care toate datele care am luat de pe internet, am antrenat și după care se face o perioadă de fine-tuning în care tu vrei să antrenezi pe niște date care ai higher quality sau mai știu eu ce, sau care ai un anumit tip de bias. Numai că datele astea nu o să acopere toate variațiunile care sunt în datele originale, pentru că să fie un dataset mult mai mic, de ordine de magnitudine mult mai mic. Și atunci e folositor să faci un pic de replay ca să nu introduci un bias în care, nu știu, de exemplu, dacă faci fine-tuning doar pe cărți, atunci practic tu o să limitezi foarte mult la ce poate să rețină modelul. Deci replay-ul în general e folositor, pentru că dacă nu se observă o degradare a sistemului, mai ales dacă faci mai multe faze din astea de fine-tuning una după alta, o să observi că sistemul tău practic se degradează pe timp, pentru că dacă ai în principal, dacă ai situația asta când pleci de la un dataset foarte mare și ajungi să faci mai multe fine-tuning-uri secvențial una după alta pe dataset-uri mult mai mici, care nu au aceeași. Dacă dataset-urile sunt egale în complexitate, atunci poate nu are niciun sens să faci replay. Depinde mult de situație. Există situații în care nu vrei să faci replay pentru că chiar nu te interesează să menții nimic din datele respective. Dacă e să ne gândim la o altă situație, de exemplu când faci self-supervised learning pentru computer vision pe imagini, există paper-uri care spun că ok, când faci la obiectivul de self-supervision, e folositor să adaugi replay și asta o să te ajute la forward transfer în downstream evaluation. Deci ideea e că dacă pe tine nu te interesează, nici măcar nu te uiți la loss-ul care l-ai de la self-supervision, pentru că l-ai doar un loss fictiv care l-ai construit tu ca să antrenezi modelul, dar dacă faci replay pentru loss-ul respectiv, dacă faci downstream evaluations prin practic faci un tuning la un model micuț pe reprezentarea respectivă pentru diferite task-uri, observ că dacă ai replay, atunci înveți mult mai repede și obții rezultate mult mai bune în termen de downstream evaluation. Nu știu dacă să-ți răspund întrebarea. Am înțeles. Mai vreau să întreb o chestie. Nu poate să strice acuratețea modelului, cum ar fi dacă face replay? Poate. Și am să vorbesc un pic despre asta. Deci, cred că la ce te referi și la care problemă explicită e dacă cele două task-uri se contrazic, de exemplu, pe anumite exemple, și atunci te face să nu poți să înveți exemplele noi.
care poate să fie problematic. Dar da, de obicei, de multe ori nu e o problemă. Deci, de obicei, de multe ori ce se întâmplă dacă faci replay, adică poate face ca convergența să fie un pic mai încet, deci o să ai nevoie să faci mai mulți pași de optimizare, dar de obicei modelele sunt destul de mari încât nu e o problemă de reprezentare, în care, ok, doar pentru că fac replay-ul nu o să mai pot să obțin exact aceeași soluție pe task-ul 2. De multe ori obții aceeași soluție sau soluții foarte, foarte asemănătoare în termen de performanță. În schimb, există scenarii când există data points care sunt adversarial în task-urile tale, când, practic, pentru că se opun unul față de celălalt sau, mă rog, dau label-uri diferite la același exemplu, atunci sistemul tău devine confuz și o să aibă o performanță mai slabă. Mulțumesc! Ok, și am o metodă a doua de a rezolva cam aceeași problemă și care și vreau să explic, pentru că mi se pare că am văzut-o folosită destul de des în practică. E, în loc să te gândești la replay, să zicem că nu ai acces la datele tale sau, mă rog, nu o să ai acces ca să poți să faci replay sau orice fel de problemă de genul ăsta, în loc să faci asta, poți să înlocuiești datele care nu le ai cu un termen de regularizare. Detaliile diferă de la fiecare metodă, dar în principiu puteți să vă gândiți la ceva de genul ăsta, în care practic tot ce spui e că spui, ok, știu care a fost soluția pentru task-ul 1 și acum când învăț task-ul 2, vreau ca distanța dintre task-ul 1 și din soluția care o aveam și modelul care învăț acum, vreau ca distanța asta să fie foarte mică, dar acum, pentru fiecare parametri vreau să pun un fel de weighting și weighting-ul ăsta o să-mi spună cât de important a fost parametru respectiv în task-ul 1. Da? Deci vreau să știu, ok, am parametru I, a fost parametru I important pentru task-ul 1? Dacă a fost important, atunci vreau ca distanța asta să fie super mică. Dacă parametru n-a fost important, atunci weight-ul ăsta o să fie aproape 0 și pot să modific parametru respectiv cât de mult vreau. Chestia asta e oarecum echivalentă cu replay-ul care l-am menționat înainte. Deci, mă rog, matematic poți să arăți că sunt oarecum aceeași chestie. Numai asta e, aici e un fel de aproximare a replay-ului dinainte. Cam asta. Și o să, ca să obții aproximarea asta, ajungi să faci niște Taylor expansions în anumite locuri, ca să legăm cu lucruri care le-am mai zis înainte. Dar ideea e că algoritmii ăștia oarecum sunt conectați. Și aici e mai folositoare atunci când nu ai acces la date. Și cred că unde e diferența cea mai mare e cum calculezi weights-urile astea care îți spun cât de important a fost un parametru sau nu. Și de multe ori poți să folosești funcție de identitate dacă nu poți să calculezi lucrul ăsta și poți pur și simplu să adaugi o distanță între soluția precedentă. Deci te gândești ca un fel de trust region, nu? Care spui, ok, învață task-ul 2, dar stai aproape de soluția care o aveai înainte și atunci sper că tot lucrurile să meargă bine. Un alt lucru care poți folosești aici e practic curvature information sau Hessian, care, mă rog, pentru voi e că puteți folosi orice aproximare, cea mai simplă fiind pur și simplu statisticile de la Adam și spui, ok, alea o să-mi spună cât de important a fost fiecare parametru. Acum, pe ce calculați statisticile, îți spune la cât de important a fost parametrul pentru anumite lucruri. De exemplu, dacă sunt anumite clase care sunt importante din task 1 care vreți să le mențineți și celelalte clase nu vă pasă, atunci calculați F-ul ăsta, oricum ați calcula, doar pe clasele care vreți să le mențineți, right? Că decât alea sunt alea importante. Dar în principal cam asta e ideea. Deci ai mai multe opțiuni. Una e, pur și simplu, faci replay ca să nu uiți lucruri sau ca să le menții. Cealaltă e să te uiți la parametri, să vezi cât de important a fost parametrii aia să încodeze informația și după care să pui un fel de restricție la cât de mult să pot modifica parametrii care sunt importanți. Deci asta ar fi o întreagă familie de metode care sunt disregularization-based methods pentru continual learning și o altă versiune care e oarecum similară e să maschezi sau să adaugi unități noi și, de exemplu, Laura poate fi văzută ca un exemplu de așa ceva în care spui,
ok, am învățat, am făcut pre-training pe modelul ăsta și acum vreau să fac fine-tuning, dar nu vreau să distrug deloc reprezentarea care am învățat-o. La LoRa, practic, ce faci? Mai adaugi... Bine, LoRa are o structură specifică, nu știu dacă știți voi, dar mă rog, LoRa e o metodă de a învăța, de a adapta modele foarte mari, rapid, la date noi. Dar, practic, ce face LoRa e că adaugă niște neuroni noi, într-un mod specific, care poate nu contează atât de mult. Și tot ce face e spune, ok, toți neuronii vechi rămân frozen, deci nu ai voie să-i modifici cu gradient descent ca să nu uite ce au învățat. Și tot ce face e că înveți în neuronii ăștia noi. Și neuronii ăștia noi fie poate să citească ce aveau neuronii respectiv, fie nu poate să... Acum sunt multe opțiuni care ai ce libertate să alegi, dar toată ideea acum e că adaugi unități noi ca să înveți lucrurile noi care sunt în task-ul B și oarecum folosești freeze neurons ca să nu uiți ce s-a întâmplat în task-urile precedente. Ok. Să încerc să merg un pic mai repede ca să nu, pentru că știu că e foarte târziu pentru voi. Există un alt domeniu care e destul de interesant, care se numește unlearning, care acum e destul de popular și care oarecum se leagă un pic de problema care a fost ridicată anterior. Care ce se întâmplă când nu există un multitask solution? Deci dacă fac replay sau dacă încerc să învăț, deci toate metodele dinainte, practic, oarecum încearcă să învețe the multitask solution la task-urile care au fost până acum, pentru că presupun că the multitask solution e better. One way or another. Deci tu înveți task 1 plus task 2 plus whatnot. Și de multe ori nu există o multitask soluție. Și atunci întrebarea e ce faci în condițiile respective. Și evident, soluția depinde foarte mult de situația în care ești, care este goalul la tot modelul ăsta care îl construiești tu. Dar în principal sunt două opțiuni la care poți să te gândești. Una e faci o decizie, deci protejezi selectiv. Deci dacă sunt două lucruri care se opun, faci o decizie la care e mai importantă de știut și care nu. Și atunci pur și simplu faci, distrugi orice informație despre secvențele care nu te interesează sau despre data points-urile care nu te interesează sau, mă rog, partea care nu te interesează, fie că e o parte din task 1, fie că e whatever, și înveți de versiunea nouă a task-ului. Și aici, acum depinde cât de mult poți tu să faci decizia asta, pentru că câteodată nici măcar nu îți dai seama că există interferența asta între task-uri, dar în principal, așa puteți să vă gândiți la problemă. De exemplu, am învățat A și acum învăț B și, nu știu, să zicem că sunt doar câteva clase în A și în B, care acum se opun una celelalte cumva. E o clasă și o redenumești sau mai știu eu ce. Atunci există interferența asta explicită și atunci tu trebuie să faci o decizie pe care vrei să le uiți și pe care vrei să le păstrezi. Și decizia asta, de exemplu, poate să intre în matricea F care o construiești sau intră în ce data faci replay și ce data nu faci replay sau așa mai departe. Deci asta ar fi o opțiune când, pur și simplu, alegi una dintre opțiuni, când sunt mai multe lucruri care se contrazic. Opțiunea 3 e practic încerci să rezolvi problema prin a adăuga context. Deci care ideea e că tu, ok, dacă ai putea, de exemplu, să dai ID-ul la task și să spui, ok, spune-mi ce clasă are exemplul ăsta, știind că ești în task-ul 2, atunci nu mai există niciun fel de interferență, pentru că poți să folosești ID-ul de la task ca să-ți dai seama care ar fi răspunsul corect. Știi că, pentru că știi că, ok, exemplul ăsta în task-ul 1 e cal, în task-ul 2 e, nu știu, un alt animal, e o pasăre. Și doar faptul că știi care este ID-ul de la task te ajută să rezolvi interferența sau să rezolvi contrazicerea asta între exemple. Și de obicei, asta dar în principiu, acum nu vă spun ceva specific la cum să faceți lucrul ăsta, dar în principiu practic augmentezi input-ul la modelul tău sau încerci să oferi, trebuie să oferi modelului tău un mod de a își da seama în ce task e. Asta fie îi dai task ID-ul direct și atunci modelul poate să-l folosească. Fie, de exemplu, îi dai un set de exemple și cu output-ul și atunci el poate din exemplele alea să-și dă seama în ce task e. Să spună, a, ok, din cauza la exemplele astea sunt sigur că sunt în task-ul 2, atunci soluția pentru exemplul ăsta e X. Cam asta ar fi opțiunile. Și bineînțeles, când construiești sisteme de genul ăsta în care încerci să adaugi informații adiționale la model, trebuie să-ți dai seama, e o chestie destul de interesantă. De multe ori, mai ales dacă folosești sisteme care sunt pre-trained sau mai știu eu ce, tu poți să adaugi informații adiționale în input,
Și modelul, pur și simplu, le ignoră. Pentru că a învățat niște weights-uri și gradient descent în așa fel încât gradienții cu, pe observațiile noi, pe partea nouă a observației, să fie aproape de zero. Deci, de multe ori, oarecum trebuie să te bați cu modelul ca să te asiguri că ia în calcul și informația adițională care i-ai dat-o. Și aici cred că asta ce vreau să zic cu ultimul punct, ca learning câteodată poate să fie dificil și rezolvarea la chestia asta poate ambele să fie un pic dificil și it takes a little bit of fiddling about ca să dai seama cum să le faci. Sunt câteva idei în practică care te ajută să faci lucrul ăsta mai bine. Loss of plasticity, vreau doar să dau așa niște exemple simple, nu știu dacă o să aveți voi de-a face cu așa ceva, dar de exemplu, la o rețea neuronală normală, dacă mă uit la un hidden layer, mă aștept ca toate activările să aibă valori diferite. Unele să fie zero, altele să fie, nu știu dacă e curelul sau mai știu ce. Acum sunt patologii care se întâmplă care se pot întâmpla în practică destul de mult. Una este că colecționezi din ce în ce mai multe dead units, deci într-un caz extrem, practic ai tot hidden layer-ul, toate unitățile tale sunt zero și nu mai ai niciun fel de gradient flow prin ele. Sau sunt, dacă nu folosești relu și folosești elu sau mai știu eu ce, de obicei ai o parte a activației care ai foarte mult semnal și o parte în care gradientul e foarte, foarte mic. Și dacă ești pe partea în care gradientul e foarte mic, atunci for all intensive, for all purposes poți să-i spui că e dead. Și dacă ai peste tot dead units, asta înseamnă că gradientul tău vanishes, devine foarte, foarte mic și atunci practic învățarea se oprește. Și dacă de multe ori când antrenezi un model ajungi într-o situație de genul ăsta și pe care încerci să înveți ceva nou, modelul nu învață, pentru că practic nu mai ai gradienți. Gradienții tăi sunt aproape zero și nu poți să miști modelul mai departe. Asta e un lucru ce se poate întâmpla. Cealaltă lucru care se poate întâmpla e this rank collapse la reprezentație, când practic toți neuronii au aceeași valoare. Deci nu neapărat sunt în partea de zero, poate să fie toți în partea liniară, dau toți exact aceeași valoare și atunci asta înseamnă că toți primesc exact același gradient și asta înseamnă că nu mai poți să-i separi. Deci ei nu mai poate să învețe să facă lucruri diferite și atunci e ca și cum mai avea un singur neuron. Știi, chiar dacă ai 1000 de neuroni, dacă toți se mișcă împreună și fac reprezintă exact același lucru, e ca și cum mai avea un singur neuron. Mai sunt câteva alte lucruri care se pot întâmpla. De exemplu, dacă norma parametrilor tăi cresc, atunci curvature-ul crește și face optimizarea să fie unstable. Dacă ai layer norm, poți să ai un fel de efect dubios câteodată când practic, pentru că parametrii tăi cresc în magnitudine, gradientul tău nu crește, rămâne fix și atunci pasul care îl faci tu are un efect din ce în ce mai mic în a modifica funcția și e ca și cum ai avea un learning rate schedule care cu cât crezi parametrii, cu atâta tu te miști din ce în ce mai încet. Și astea sunt probleme de optimizare. E și paperul ăsta, deci sunt și niște probleme de generalizare care arată cam la fel. Și poate să explic doar unul din ploturile astea, care este, mi se pare, cel mai simplu. Deci ideea e că dacă te joci cu inițializarea modelului tău, de exemplu, poți să ajungi să ai același model, să obține exact același training error, numai că test error să fie chance, deci să fie, pur și simplu, arbitrar, sau să chiar să învețe ceva. Și asta îți arată doar cât de importantă e inițializarea. Deci, după cum am spus, noi când învățăm, de obicei ne să găsim soluția care e cea mai aproape de una inițializare. Și dacă inițializezi într-un mod ciudat, de exemplu inițializezi niște weight-uri să fie foarte mari, atunci găsești soluții proaste, cum e soluția asta care nu generalizează deloc. Și din păcate, lucrul ăsta se poate întâmpla și în practică. Deci în plotul ăsta e un pic cam complicat, dar ce se întâmplă e că tu înveți pe jumate de CIFAR, după care faci fine-tuning pentru tot CIFAR-ul și vezi că nu poți obține aceeași soluție ca și cum ai învățat tot CIFAR-ul din prima. Există un gap acolo, care e exact din cauza asta, pentru că atunci când începi să faci fine-tuning pe tot CIFAR-ul, deja ai învățat niște features pe jumate de CIFAR, care oarecum nu sunt optime și tu nu poți să le mai modifici atât de mult. Tot ce se face e să găsești cea mai aproape soluție la ce ai învățat tu pe half CIFAR, care poate e chiar soluția care ai învățat tu pe half CIFAR, care e suboptimă. Deci când zic half CIFAR, zic doar jumătate din dataset care îl alegi tu random. Deci problemele astea de plasticitate se pot întâmpla fie la optimizare, fie în termen de generalizare. Există câteva soluții, dar în principal, de exemplu, când încercați să faceți un fine-tuning la un LLM, trebuie să faceți rewarming of the learning rate schedule, care practic ce înseamnă e că crești learning rate la o valoare mare și după care începi să-i faci înapoi decay cu cosine,
creșterea la learning rate destul de mare te ajută să ieși din situații de genul ăsta în care ai plasticitatea modelului este oarecum limitată. Deci poți să arăți că rewarming learning rate are un efect de a recupera plasticity în modelul tău și e ceva simplu care oarecum e făcut de, by default, de fiecare când e un model care a fost antrenat, de obicei faci din nou like a rewarming la learning rate. O metodă care poate e oarecum ok e că tu poți mereu ce să faci e să iei toate weights-urile tale, să le mulțești cu un număr între, nu știu, ceva mai mic decât unul, de genul 0.99 sau 0.95 sau 0.9 sau ceva genul ăsta. Deci micșorezi weights-urile tale și de obicei cu cât weights-urile sunt mai mici, cu atâta modelul e mai plastic. Și de obicei ce mai făcea în paper-ul ăsta Ash and Adams e că adăuga și un pic de zgomot peste după ce micșora weights-urile. Și asta perturba un pic weights-urile și atunci modelul, dacă era blocat într-un fel de minim, a scăpat din minima aia și puteai să-l optimizezi destul de ușor. Mai sunt alte metode, nu o să le mai descriu pentru că văd că mai am doar câteva minute. Dar aici sunt chestii în care reinițializezi neuroni sau în care te folosești de layer norm plus weight projection ca să menții semnalul în model și să menții weights-urile să fie fixe. O să sar peste partea asta pentru că cred că cu toții știți ce e un ConvNet. Vreau să explic un pic ideea de residual blocks, pentru că e folosită în transformer și e un concept destul de nou și e un concept destul de important. Deci care este ideea la residual block? E că tu adaugi de skip connection care se duce de la X și deci funcția ta, dacă mă gândesc la fiecare residual block, funcția ta are forma X plus FX, unde FX e partea care înveți tu. Deci FX sunt toți unde sunt parametrii tăi. Care este motivul pentru structura asta? E vorba despre gradient propagation, e vorba despre signal propagation. Deci ideea e că dacă calculez gradienții, dacă încerc să fac chain rule-ul, pentru că am skip connection-ul ăsta, pot să spun că Jacobianul o să fie, sau chain rule-ul o să spună, ok, derivativa lui F, care o calculez aici, plus funcția de identitate. Plus 1, cum ar veni. Dacă e să zicem că aici ar fi un singur parametru, ca să ne mai gândim în multe dimensiuni, să nu mai fie mai complicat, e practic dacă vreau să calculez gradientul cu respect de x, o să fie 1 plus gradientul lui f. Și deci gradienții tăi nu o să fie niciodată, nu o să dispară niciodată, nu o să ajungă niciodată să fie 0, pentru că tu mereu adaugi plus 1 ăsta și să ajungi să ai o chestie de genul F1 prim plus 1, mulțit cu F2 prim plus 1, mulțit cu F3 prim plus 1 și așa mai departe. Și, mă rog, produsul ăsta o să fie mereu, se comporte destul de bine. Cea altă chestie care e destul de importantă, mereu când te uiți la modele care au residual block și skip connections, au de obicei și un normalization layer, aici e în batch norm, că așa era în original ResNet, mai nou acum se folosește foarte mult layer norm sau RMS norm sau mai știu eu ce. Layer normurile astea te ajută ca lucrurile nici să nu explodeze, pentru că tu renormalizezi lucrurile și le pune un fel de bound la cât poate să fie Jacobianul la toată chestia asta. Deci, într-un final, motivul pentru care avem structurile astea e pentru că, în mod normal, cu inițializarea care le avem, nu puteai să antrenezi un model mai adânc de, nu știu, 10 layere sau mai știu eu ce. Odată ce adaugi skip connection-ul ăsta și cu layer normul, pentru că acum semnalul propagează mereu, poți să antrenezi modele care să aibă, nu știu, 100 de layere sau din ce în ce mai mult, știi? Deci poți să faci modele foarte adânci și foarte wide și observăm în practică că cât faci modelul mai mare, cu atâta se comportă mai bine și da, să avem o metodă ca să faci modele mai mari. Ok. Și numai că, ca să înțelegeți un pic de ce e oarecum important. Deci structura asta a devenit foarte, foarte folosită, are câteva implicații. Una dintre implicații care e destul de interesantă, dacă te uiți la fiecare exemplu și încerci să folosim gradienții, încerci să-ți dai seama pe ce parte din astea două componente se bazează când faci o decizie, o să observi că nu toate exemplele folosesc toate blocurile. Deci, practic, de multe ori exemplele se folosesc de skip path, pe partea de identitate, ca să sară blocuri și să nu se folosească de ce calculează funcția pe blocurile respective. Deci funcția care o calculezi pe blocul ăsta
o să aibă aici o să aibă un efect foarte minim. Deci suma asta, termenul ăsta o să fie aproape zero și termenul ăsta o să conțină toată informația. Și deci ce înseamnă e că de acum când te uiți la exemple, ele ca și cum îți selectează, știi? De multe ori merg identitate, selectează un subset de blocuri care chiar să afecteze procesarea lui X. Care înseamnă că toată ideea asta de hierarchical, more and more complex features as you go up, e un pic diferită acum, știi? Pentru că când te uiți la un anumit exemplu, poate să decide dacă se folosește de feature-ul de pe layer-ul X sau nu, pentru că poate să sară layer-ul respectiv și să ducă la layer-ul de deasupra și să facă ce transformare folosește layer-ul respectiv. Deci se creează un fel de diferență. Deci mai degrabă poți să te gândești că acum tu ce faci, presupui că Y este X și tu faci o corecție la X-ul ăsta la fiecare bloc, la unele blocuri le folosești, unele nu, și la alea care le folosești, practic corectează un pic sau corectează ce crezi tu că e Y. UNET e o altă arhitectură care e foarte similară, deci ResNet e o chestie tipică care toată lumea o folosește. Aici ai practic blocurile astea de convolution, astea sunt convolutions în care tu faci padding la imagine în așa fel încât ca rezoluția să rămâne la fel și pe care folosești chip. UNET ce face e că practic creează astea două direcții. Într-o anumită direcție pur și simplu ai skip connection în care calculezi niște procesări și după care le duci aici și le concatenezi ca features. Și pe al doilea path pur și simplu te duci la faci pooling și te duci la rezoluții mai mici. Deci faci un fel de procesare la mai multe rezoluții. Nu știu dacă figura asta are sens, dar practic ai două moduri de a procesa imaginea. În una, practic, faci scalarea asta, te duci la rezoluții mai mici și faci și pentru rezoluții mai mici ai practic o adâncime mult mai mare, pentru că path-ul de cum circulă informația pleacă de aici, după care coboară așa și mai departe. Și ai un fel de skip connection care păstrează rezoluția inițială, deci ca să poți să ai granulitatea care trebuie. Și scopul la structura asta e că te ajută când, mai ales când ai chestii unde targetul tău are aceeași mărime ca inputul, deci e o imagine și pe care pentru fiecare pixel în imagine calculezi like a segmentation sau mai știu ce, calculezi o clasă, atunci chestia asta poate să fie destul de scumpă. Dacă pur și simplu faci ca un fel de ResNet destul de mare, destul de scump. Și atunci ce faci approach-ul ăsta care poți să-l faci adânc prin faptul că scazi rezoluția imaginii și cu cât cobori aici, cu atât devine mai ieftin să faci calculele și ai skip-ul ăsta pentru că anumite, când faci pooling-ul ăsta ca să scazi rezoluția, pierzi informații pentru că te uiți acum la o chestie mai mică, știi, scalezi imaginea în ce mai mic și atunci trebuie să ai skip-ul ăsta ca să menține informațiile care le aveai la rezoluția mare, care e procesată de cum ar veni de un model mult mai shallow, pentru că nu mai are layerele astea intermediare. Deci la rezoluția maximă ai, nu știu, 6 layere, la rezoluția minimă la adun pe toate layerele de aici, sunt, nu știu, 24, 36, nu știu cât o să iasă dacă calculați. Și modelul ăsta are forma asta tipică de, care probabil voi deja știți, care e formă de encoder-decoder. Deci partea asta poți să gândești dacă un fel de encoder, pentru că încodează tot un feature-ul ăsta și după care partea să e decoder, pentru că acum am proiectat totul la un vector și acum din vectorul ăsta proiectez totul înapoi la imagine de mărimea originală. Ok, am depășit deja timpul care am zis că țin, dar să termin slide-urile, mai zic doar câteva lucruri. Un alt lucru care e important e că un model care a devenit destul de popular este this idea of gated MLP, asta e structura la OIC. Și cred că ideea, de ce se întâmplă aici, ai faci linear projections, numai că la un moment dat calculezi două versiuni la același layer, deci două versiuni de neuroni, pe care le înmulțești element cu element, deci element-wise operations. Procesul ăsta de mulțire cu element-wise operations e destul de important pentru că te ajută să modelezi multă teorie în spate la chestia, există multe ipoteze în spate la chestia asta care pleacă din 85 sau așa mai departe, dar în general ce observi e că dacă trebuie să modelezi un data în care ai ceva de genul if x do this, else do this, de exemplu ai tranziții în astea foarte stricte în funcția care modelezi,
atunci gating te ajută foarte mult să reprezinți lucrurile genul ăsta. Și în practică, de exemplu, în language modeling, dacă ne gândim la ce MLP-uri sunt acolo, între blocurile alea, sunt mereu gated MLP. Și motivul e pentru că, pur și simplu, te ajută să modelezi anumite tipuri de tranziții care sunt foarte greu de modelate dacă ai un MLP destul de simplu. Este doar ca idee că e destul de important. Ok, am să sar peste partea cu rețeaua recurentă pentru că nu sunt dezat de mult. Aici, pur și simplu, vreau doar să spun că pentru un transformer puteți mereu să vă gândiți că ce face transformerul e pur și simplu ai un query și un fel de k-nearest neighbors. Calculează distanța la fiecare din key-urile care sunt și după care le normalizează folosind un softmax, care e o decizie arbitrară oarecum, dar e ce folosim noi de obicei. Și după care, după ce alegi care sunt your neighbors, your closest neighbors, practic faci un averaging la valorile care, cum ar, pentru un k-nearest neighbor, valorile ar fi clasa și tu practic faci un fel de voting, like, ok, ăștia sunt the k-nearest neighbor, fiecare votează și asta ar fi clasa mea. Aici, pentru că nu e clasificare ce facem, tu faci un fel de averaging la valorile astea și asta devine reprezentarea ta cu care mergi înainte. Deci output-ul la attention este suma la valorile astea weighted pe distanța dintre key și query. Și asta nu știu, dacă poate e destul de clar de așa, dar e ca un fel de intuiție ca să înțelegeți cum funcționează layer-ul de atenție. Și singura diferență e că faci lucrul ăsta de mai multe ori în paralel pentru că ai this multi-head attention. Care fiecare multi-head attention, aici e versiunea matematică, lucrează exact cum am explicat aici. Și în general, într-un MLP, într-un transformer, ajungi să ai structura asta tipică în care ai ai blocurile astea. Deci ai o repetiție la un bloc care face temporal mixing și temporal mixing aici în cazul nostru e prin atenție, că atenția e singurul lucru care se uită peste context, peste timp. Și blocul ăsta are its own skip connection și its own normalization layer. Și ai un bloc care face mixing peste features, care e MLP-ul și de obicei e de gated MLP, care l-am spus înainte. Și practic repeți blocurile astea unul după altul. Cam asta e formula la un model. Și din nou, unele alegeri din structura asta sunt acolo ca să facă învățarea posibilă. De exemplu, poziționarea la normalization layer aici e destul de importantă. În paperul ăsta noi discutăm ce se întâmplă dacă modifici poziționarea layer norm și arăți că gradienții nu se comportă la fel de bine dacă îl pui aici sau dacă îl pui acolo. Deci contează unde pui layer norm și skip connection sunt la fel acolo ca să te ajute să ai gradienții care se propagheze destul de bine. Ok, cred că sunt destul de mult peste timp și asta cred că e ultimul meu slide. Are cineva vreo întrebare care aș putea să răspund? Ok, dacă nu sunt întrebări, atunci mulțumesc mult. Sper că a fost ceva folositor aici. Dacă aveți întrebări, puteți să mă întrebați și pe Discord în general despre chestii de genul ăsta. Și da, sper că am reușit să dau record și o să punem recording-ul sus pentru cei care nu au putut să intre să vadă prezentarea. Și da, mi se pare un topic destul de interesant și poate toți ați găsit topicul ăsta destul de interesant și poate o să vreți să faceți când vă duceți la universitate să vă încercați să faceți machine learning sau nu știu ce, cred că ar fi destul de cool, cred că e un topic destul de interesant. Ok, mulțumesc mult și o seară bună pentru voi și da, cam atât.